Uitați, băi, ce orășel mâncat s-a Vogliaco. Nu-i trebuie așa interes, cam ăsta e chic, palat. Da, e închis. Uite aici ce frumos e. Aici zona asta, gen filme din astea cu încărați, cu îngerii manevre. Uitați. Boglia. Mi se pare că am văzut un film genul ăsta de idee. Uitați ce frumos e. E un pic cam negrijit. Se vede că s-o peticit. Mamă, dacă vopsește ce face așa frumos. Mamă, mamă, dacă nu e ce frână așa cu multe statui care prezintă tot felul de configurații. Da, vedem și asta, uite aici. Clădire veche, cu tot felul de configurații de soldați romani, îngeri, regi. Și așa mai departe, la fel închis. Asta e Bogliaco. Exact după ce am închis orașul cu Garganica. Da. Și a fost oraș așa, pe... mai așa, mai pe chestia aia, mai, cum să vă spun eu, mai vechea aia neinteresată, știi? No bright, vechea no bright, nu fără lumină, fără poduri care duce și conectează anumite chestii, ia. Asta e Bogliaco. Hai să-l fac de 10 minute. Mai trebuie să stau acum să vedem. Măcar de 10 minute să. Normal, ăsta e drumul meu în față, dar mă bag la crea și pe ei sunt pe cealaltă față, să văd cam ce-i. Așa se numește, e comune de Garganico, da, e orașul Bogliaco. Hai să mă bag un pic pe străzi, 10 minute să văd despre ce e aici. Tot încearcă să fie pe piatră, cum ar veni pe poveste. Casă. Pe piatră interior. Însă care cât de cât o mai avut ideea de piatră. Comune de Garganico. Da, Via Trieste. Ala se numește orașul Bogliaco. Trei orașe care sunt comunele principale. Aici e o zonă de... așa cum vedeți, apa, plimbătorul. Am zis că vreau să mă bag pe între case să văd. Ah, cred un principal. Cam așa pe aici. Da, văd că fiecare ieșire are la plajă. Pe drumul cum e de acolo. Uite-te, case tip gen romane. Piața. Nu m-am uitat ce oră e. Vreau la piața. Mi-am pus eu telefonul ăla, sau că n-am lăsat pe... ceva aici. Hai să intrăm aici să vedem. Hai că mă duc la cealaltă. Că văd aici un centru și mă acordez să mă bag un pic pe centru. Măcar să văd o priză. Stau cel puțin 20 de minute. Biserică. Uite, e un dom. Uite ce frumos e. Frumos așa aici. Dar e mic, eu nu intru cu geanta. Nu intru. Dar de ce blugăciune de afară? Amin.
dau janta și oricum nu e așa mare ca să mă bag în din anul 1600. Anul 1600, băieți, e treaba rezolvată. Aici deja drumul principal, iară. Să cum bag un pic pe centru. Aici iară duce tot așa între case. Ia să vedem ce e centrul ăla. Mr. Bogriacu. Ia motocicletă, n-ai numai voi până la ora 8 seara. Să umpli cu motocicleta de aici. Acolo a fost indicator. Da, normal, nu umpli cu motocicleta pe aici, pe accelerez să aude. Că rău de tot să aude. Te-au pus indicatoare, bine-o făcut. Bine-o pus la ora 8. Ceați, nu mai întâlnești motocicliști pe aici. Da, asta e un fel de port, după cum văd eu. Mai degrabă decât centru. Da. Gol, ha. Uite gol aici. Văd o priză de prea băgat în până ușa magazinului. Ai închis, e priză pe ferie. Da, ăsta e oraș. Ăsta e centrul lor, nu știu aș putea să zic eu. Văd bănci, doamne, nu bărci pe aici. Am un letrag bagabonsul de pe apă. Nu vine curenții aia mari, din ploile, din vânturile. Uite, acolo văd ceva. Da, dar nu-i bun acolo. Asta cât e ceasul. Am mai ieșit porția. Prea, nu mă duc acolo, prea așa încolo. Nu, l-au pus prea, nu știu, la magazin. Bă, Cafe del Porto. Văd prizii acolo. Să mă duc acolo. Hai să mă duc acolo, stau acolo, nu contează unde la o priză să stau. O jumătate de oră să mâncar celălalt telefon. Că deja s-a descărcat. Dacă nu la două ore până am descărcat. Așa e găsesc eu priză în drumul meu și seara când vin nu găsesc nimic. Seara când vin nimic nu găsesc. Nu vezi, dacă găseam genul ăsta de priză, când ajungem în orașe, dai seama de unde am văzut o priză asta. În capătul celălalt. E barul închis, barul, n-am intrat. Îmi pun geanta lângă ei, asta dacă e pe partea altă. E pe partea altă, îți mai șmeche, îmi scot triplu. Vezi priza? Am văzut pe cealaltă parte. Păi, aici n-are. N-au bagat bolții, eu știu că vine. A, are, uite. Dacă mere asta, merg toate. Nu mere asta, nu mere niciuna. Da, să vedem. Cam așa. Mere asta, de fumate. Nu mere asta, nu niciuna. Tot ce-s legat în serie. Asta e și combinația cu astea. Dacă opri siguranța dinăuntru, ciu-ciu mere. Dacă e așa, cum am zis, măcar o jumătate de oră. O jumătate de oră îmi scot triplu și le încarc toate. Asta e, la mine curentul, la mine tot e mecheria. Brogliaco. E frumos așa aici, nu că e urât așa, e frumos, da? Mamă, se vede tot orașul, cum am murit tot orașul, vă vede curent.
Asta am pierdut. Asta am pierdut timp degeaba. Da, vezi? Așa e. Deci da, degeaba sunt prize, cum am zis, sunt multe prize, dar nu sunt curente în ele. Da, și unde sunt? De acolo am venit. Aia e biserica aia mare, domnul, unde am fost. Și de acolo am apărut eu ca un șobolan din muntele ăla. Și așa am venit. Uite ce fain. Poți să fac o poză? Nu știu. Da, de acolo vin. Și sunt aici. Și aici. Aproape că deja îl văd capătul celălalt, da? Nu-l văd. Da, cam asta e. Cam asta e gașcă. Asta e șmecheria. Deci, Mr. Blocliaco, mica mai departe. Stai să vedem, dar chiar cât e ceasul? Uite, dacă tot mă fac o idee, știi? Apoi mai stau dacă e vreme. E 1:30, 1:40. Dacă e 1:40, tu că... Mai aș avea vreme undeva să stau în 20 minute, să mai trag ceva curent. Da, dar mi-am mult timp până caut. Dacă aici sunt pe centru și nu găsesc, unde să găsesc între case? Unde să găsesc între case? Da, m-am pupat, gașcă, și... M-am pupat, gașcă, și să se casă. Sunt orașul ăla, sunt primul oraș. Rogleacu, Cuvânt și Gargano. Ăla-i centru. Ăla-i centru, Galganu, și ăla-i centru, adică reședința, municipiul, m-ar veni. Ăsta de aici e șeful, vedeți? Ăsta e șeful, înțelegi? Ăsta e șeful, ăsta e un oraș, ăsta e alt oraș și ăsta e alt oraș. Deci ăsta e un oraș, ăsta e alt oraș și ăsta e alt oraș. Tate trei, Iacu și Garganela, da. M-am pupat, gașcă, și ne auzim când ne auzim și ne vedem când ne vedem, pentru că trebuie să-mi iau manevra și să văd dacă pot să fug undeva să mâncar. Dacă nu, eu plec mai departe, că probabil că o să ajung astăzi la ăsta și am de făcut. Pa, pa, m-am pupat, pa, pa.